Bună seara, bună seara, ne revedem din nou, prieteni, ne revedem de data aceasta, făcând așa o boltă uriașă de la subiectul din seara precedentă, dictatul de la Viena și ce a însemnat pentru drama unui popor blestemat, unui popor parcă fără speranță. Ne revedem pe alt palier al supraviețuirii noastre, să-i spunem așa, ușor pretențios, deloc academic, dar cu toată reverența necesară și meritată, evident, în același timp, să vorbim despre artă, despre trubaduri, despre supraviețuire, despre sucevendai noștri celebri, mai puțin celebri, dar oricum plecați în exil, care se mai întorc din când în când de acasă, despre oameni care încearcă să trăiască și să-și construiască o viață altfel. Invitații mei în această seară sunt să iau de la stânga la dreapta, aș fi vrut să iau din centru pe anfitrionul acestei emisiuni, Radu Iațco, care vine de la un ipoteștean plecat de mulți, nu de mulți, dar oricum plecat de destul de mult timp la Paris, în Franța, arhitect de profesie și un caricaturist, un artist de excepție. Bună seara, domnule. Bună seara, Iațco. Și bine v-am găsit. Am pus și zâu ca să fie mai artistic. Nu este vorba, da? Pentru că francezii nu au T, da? Și sunt nevoiți să spun TZ. E exact în stânga dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în stânga domniei sale și în stânga mea, umoristul și scriitorul Constantin Horbovanu. El nu prea mai are niciun fel de nevoie de niciun fel de prezentare. Este răsfățatul televiziunilor și a întâmplărilor literare, culturale din municipiul și din județul Suceava și nu numai. Bună seara, bine ai venit, Constantine. Ia, bine v-am găsit, bună seara. Așa, și în stânga domnului Iațcu, domnul inginer Dumitru Maximiuc, un admirator, nu, domnule Maximiuc? Bună seara, prima dată în studioul acesta, da? Mulțumesc foarte mult, bună seara. Un admirator și un mare iubitor de artă și un epigon al domnului Iațco, nu, prea târziu. Plutard, cum spune francezul? Troptard sau triupliutard? Papliutard. Papliutard. Nu, papliutard. Este bine. Oricând, poate și la 70 de ani s-a putut. Și un prieten mai nou. Noi ne știm, spun treaba asta. Ne-am găsit multe cunoștințe comune. Apropo de... Vă regăsiți sentimentul când găsește o cunoștință comună după ani întregi de prăfuire, de așteptare și de uitare, e ca și sentimentul descoperirii unui comor, nu-i așa? Exact. Eu cel puțin așa îl simt câteodată când îmi descoper un prieten uitat, nu uitat neapărat, ci pierdut în jungla anotimpurilor. Știi ce este regretabil? Prieteni pe care ai considerat o vreme prieteni, acum nu mai sunt prieteni. Da, bine, asta e o tragedie. E o constatare tristă. O tragedie a noastră jalnică. Da, și parcă la noi e o virtute să fii o canalie sau un ticălos sau o iudă trădătoare în general când vorbim despre prietenii abandonate. Nu, devii erou național. Nu, erou național dacă intri în politică, dar așa... Nu, și când trădezi, erou și... național. Da? E virtute trădarea, nu? No. Merită statui. Statui, da. Multe. Domnilor, e ușor, sunt ușor crispat. De ce? Pentru că ne-a făcând un subiect, un scenariu al emisiunii noastre, mă gândesc cum să începem. Dar cum să începem, m-am gândit eu așa, fulgerător, să-i dăm cezarului ce al cezarului. Domnule Radu Iațco, dumneavoastră sunteți din Ipoteș, dar vreau să vorbiți dumneavoastră despre dumneavoastră și mai ales să vorbiți despre pelerinajul acesta între Ipotești, Suceava, matricea supra... formării dumneavoastră ca om și după aceea exilul în Franța, lumea artistică și o să vorbim și contextul în care vă întoarceți acum, v-ați întors, pardon, astăzi. Ați fost acasă la Ipotești? Nu, pentru că nu mai e nimic aici, e lichidat. Da? Tot, dar prieteni mai aveți, vecini? Am rude, am verișori. N-ați fost azi acolo. Astăzi nu, mâine mai duce. Deci, da, abia astăzi ați venit și v-am și înșfăcat. Nici o problemă. După aceea vă găsesc foarte greu. Deci, Ion Drăgușanu, da, mi-a spus odată că sunt un hainar prin țară. Pentru că pelerinajul meu, pe vremea Ceaușescu, eu am plecat în 85 din Suceava, am locuit așa, București, Petroșani, am revit în București, în Târgu Mureș, în Sovata, în Galați, deci am pelerinat. De ce? Întrebare stupidă, pare stupidă, dar de ce? Asta era natura profesiei? Nu natura profesiei. Dacă mă supăram cu un director, ce se întâmplă, am demisie și plecam. Deci un rebel, un non-conformist.
Nu, nu, furios. Am avut o gândire liberală și pe vremuri. Da, așa erau considerați cei cu gândire liberală. Da, rebeli. Așa și nu eram întreg la minte. Dar credeți că acum sunteți? Nu. Nu, mulțumesc. Nu știți, nu ai ce problemă. Da. Am vrut să lucrez în presă. Nu se putea până în 89, imposibil. Și am lucrat. Ați lucrat până în 89 doar ca reporter la colaborator? Nu, ca fost reporter la Petroșa. Deci am lucrat să fost membru de partid? Nu. Că lucrau doar membri de partid? Nu, sau n-am fost membru de partid. Nu am fost membru de partid, în fine, chestia. Eu m-am plătit subteran, erau boierii. Dacă după 89, după acea aglomerație din 89, că nu puteam să-i spunem altfel, ziarul s-a desființat, că nu ne mai plăteau subteran. Da, da, da. Bine, așa, eu la 50 de ani aș fost pensionar tânăr. Așa, da, da, că am întâlnit astăzi zilele trecute un taximetrist care s-a pensionat la 42 de ani și a lucrat în Târgu Jiu. Și de atunci ai taximetrist în Suceava. Nu, deci de Valea Jiului este altceva. Pe vremea aia... Valea Jiului, Târgu Jiu, miner, nu, a lucrat în subteran. Nu, deci două chestii total diferite. Da, domnuleascu, a lucrat în subteran, a fost miner de subteran. Și pensionat din nu știu câți ani. Da, da, în Târgu Jiu este exploatare la suprafață. Da, 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 da. Așa. Ce se întâmplă? Acolo, în Valea Jiului, era singurul ziar săptămânal a unui municipiu. După fenomenul ce reținerii lui Ceaușescu, de asta probabil. După greva din 77. Da, după greva din 77. Li se permitea orice minerilor atunci. Așa, deci nu intrăm în amănunte. După aia, spune, erau județe, că Botoșani, Zalău, Vaslui, aveau săptămânale. Da, în fine, nu mai intrăm. Și de atunci eu n-am mai știut ce program. Libertate. Da, libertate. Da. Am lucrat în metrologie, doar chestii și am vrut să fac. Printr-o conjunctură, pe la 40 ceva de ani, am făcut arhitectură la zi. 6 ani. Cineva ținut domnulețe cu la zi? La zi trebuia... Eu. Pe cum? În timpul facultății mai și munceați, nu? Aveam o firmă. Da. Făceam o chestie, niciodată. Deci eu n-am ceșit bani. Asta era după 90, ați făcut la zi. E normal. Așa. Dar să ne fie clar. Numai, în momentul în care unul din profesori a vrut să mă ia asistent la studiul formei, aveam nevoie de derogare. Și m-am dus, am prins o bursă în Franța. M-am dus pentru 10 luni și nu m-am mai întors. Asta a fost o conjunctură la nici. Și nu aveți remușcări, nu aveți regrete, tardive chiar, dar așa adânci și răscoritoare, așa să vă bage baionete prin suflet, prin inimă. Revin cu plăcere în Bucovina. În Bucovina. Nu aveți rădăcinile secționate, chiar dacă nu mai aveți nimic la Ipotești. Nu, revin așa cu rudele, cu prieteni, nu știu ce, dar Suceava mi se pare un oraș trist. Trist, așa? Din păcate. În primul rând, să fac niște investiții haotice. Dau un exemplu. Acea parcare din fața Casei de Cultură. Nu știu cum... Acum dumneavoastră vreți să vorbesc din punct de vedere al arhitectului, nu al artistului. Da. Dar vă rog să nu dezvoltați de ce, pentru că spune cască că... Nu. Discutăm și despre asta. Nu ne cenzurează nimeni. Intrăm în publicitate. Să nu dezvoltați. Nu dezvolt. N-am nimic în pot. Cu ce s-a făcut? Dar cele două ieșiri sunt aberante. Trebuia să ia un element din Casa de Cultură a lui Porumbescu, da, să facă cele două ieșiri de sticlă care nu se pupă. Mă scuzați, o chestie o barică. Pe... Deci nu se încadrează în decor. Absolut. În decorul celălalt. Dar nici blocurile nu sunt gradați. E bine, blocurile nu le poți... blocul stalinist, domnul arhitect. Asta este blocul stalinist, deși... Și blocul tu și celălalt. Adică sunt ghetouri. Dacă ar fi să o luăm așa, sunt ghetouri și eu am fost în multe apartamente din zona respectivă și foarte anacronic construite. Nu sunt chiar așa spațioase. Nu sunt spațioase. Da, alea erau construcția anilor 60. 60-70, cam așa, da. Până în anii 60 eram copil, că tata Ramolar, eu mai mult că am crescut în Suceava, am jucat fotbal la copii, la juniori, sunt colegi de generație cu Abădanei, care i-am prins, cu Doru Pantelimon, care a murit, cu Mița Crăinciuc, din cei care ai cunoscut, Strede, care a plecat la Dinamo și... În fine,
Deci o viață de roman, arhitect, fotbalist, desculți prin câmpie, prin firile ierbe, prin cuțitele ierbe, nu de la Ipotești. Când veneați pe jos până la Suceava de la Ipotești? Nu, cu autobuzul. Cu autobuzul? Autobuz. Dar și când nu mai erau bani de autobuz sau întârziați prea mult? Nu, ultima era șofer, mă cunoșteau toți șoferi, deci nu era nicio problemă, șofer pe autobuz. Asta pentru că era roman, așa. Că dacă ar fi fost... Apropo de artă, dacă era, în 82, era în 82 am avut prima expoziție de caricatură cu Mugur Andronic, da, la Galeria de Artă, unde astăzi este o cârciumă. O cârciumă, da. Aoleu, regia, este o cârciumă cu pretenții, evident, dar acolo ce era? Și poștă sau nu? Nu, era galerie de artă. Galerie de artă. Da, da, era galerie de artă, a fost retrocedată, în fine, clădirea, deci nu toată clădirea a fost retrocedată. Nu mai intrăm, mare proprietar evreu. Ce-mi pare rău, că au spațiu, aceste actuale galerii de artă, este ascuns, este un acaret. Care, fosta alimentară de acolo? Fosta alimentară. E o insultă, e o calomnie, deci, e o bagiocără. Deci este de o rușine maximă, odioasă. Este un acaret. Când îți construiești o casă, îți mai faci acarete. Da. Nu, unde pui scule, unde pui nu știu ce. Acolo e o magazie, da. O magazie, o dependență. Rame, nu știu ce chestie, n-are nicio tangență. Da, și nici locul nu-i bun și nici n-are spațiu vital, n-are respirare. Multă lume uită că Miu Dobrescu a fost primul secretar. Da. El a fost cel care a făcut galeria de artă, nu trebuia retrocedată, da, în perioada lui. Îmi cer scuze, sunt avertizat de energie. Da, regia, îmi cer scuze. Intrăm în publicitate, revenim cu invitații mei după publicitate. Avem timp să discutăm despre aceasta până la ora 22.